Salutare, oameni buni, și bine ați venit la Radio AS Suceava. Urmăriți emisiunea Interviurile AS Live. Bun găsit, stimați invitați. Avem astăzi m-am și încurcat după, pentru că ne fiind învățat cu muzică, cu atât de mult invitați. Ediția de astăzi este dedicată folclorului și tradițiilor. Este senzațională, după părerea mea. Nu s-ar spune așa, șoc și groază. Știți vorba aceea, ai mâncat mult sau te simți balonat? Nu-i nimic, rămâi și vizionează emisiunea noastră și o să vezi ce bine te simți tu și ceilalți. Așadar, invitații din această după-amiază sunt grupul etnofolcloric, dacă m-am exprimat corect, Plăieșii din Mălin. Domnilor, bine ați venit. Bine ați venit. Bună ziua. În afară de domnul profesor Nicolae Crețu, toți dintre dumneavoastră vă aflați în premieră la Radio AS. Eu țin minte maniera dumneavoastră de interpretare atunci când v-am văzut în spectacole pe la festivalul și atunci când ați prezentat, o manieră absolut deosebită prin care interpretați și prin care deveniți unici. Deci o să spuneți acum că vă laud și că vorbesc, dar nu vorbesc gratuit, ci chiar sunteți grozavi și sunteți printre puținii păstrători ai obiceiurilor și ai tradițiilor care sunt cât mai originale și cât mai aproape de adevăr. Și vorbeam chiar zilele trecute cu cineva cu un instrumentist și spunea că în prezent marile ansambluri s-au îndepărtat foarte mult de folclorul adevărat și cântă o muzică comercială și folclorul adevărat se mai păstrează în micile ansambluri țărănești. Eu vă sunt recunoscător că mi-ați acordat încrederea. Ați văzut că la început m-am și încurcat, dar încet, încet mi-am revenit. Că am apucat să vă văd de câteva ori la repetițiile pe care le-ați făcut dumneavoastră. V-am urmărit și pe rețelele de socializare. Și v-ați încredințat Radio AS și mie implicit, acordându-ne un interviu. O să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră să vă prezentați, cred că ar fi mai bine să luați puțin loc, să nu mai rămâneți în picioare. Și să vă prezentați fiecare dintre dumneavoastră. Și să începem să purtăm o discuție. Vom discuta despre muzică, despre folclor, despre dumneavoastră, despre ansamblu pe care dumneavoastră l-ați alcătuit și apoi încet, încet muzica își va spune cuvântul pe parcursul emisiunii. Pavel Elincăi, domnul Pavel Elincăi. Vă salut, să trăiți. Dumneata ești, de fapt prin dumneata am invitat întregul grup etnofolcloric. O mare de folclor. Eu îi spun așa, întotdeauna. Ne bucurăm, domnul profesor, și vă cred pe cuvânt. De folclor. Știi atâtea cântici încât poate susține un spectacol de cel puțin 2-3 ori, fără să repete melodiile. Care este istoria grupului ăsta? Că eu te știu pe tine, ne-am văzut prima dată în 2014, când ai fost la școală la Măriței, într-altă formulă, alt construct. Eu nu discut de ce nu mai ești în acel ansamblu, ci discut și te întreb care e istoria ansamblului ăsta din care faci parte tu acum și pe care, al cărui suflet cred că ești. Nu vorbesc de lider sau de șefie, ci sufletul ansamblului. Bine ați spus, pentru că la noi așa am decis toată lumea. Noi nu avem șef. Toți suntem șefi. Toți executăm. De fapt, nimeni nu spune ce să facem, doar executăm. Și istoria este foarte simplu de spus. Dar noi cântăm de foarte mult timp împreună, așa cum a spus dumneavoastră la început, când ne-am cunoscut noi în 2014, când am fost noi la școală, la Măriței, unde domnul Lucian atunci era directorul școlii, numai că atunci a fost în altă formulă. După aia, mă rog, au fost niște discuții
Dar nu interesează pe nimeni. Da, nu, chiar nivel, asta nu... La nivel așa mai... Și chiar... Ce între, spun, între dumneavoastră acolo, nu? Prietenește vorbind și... Deci s-a rupt grupul mare și atunci... Cine a vrut s-a dus dincolo, cine a vrut a rămas. Fiecare cum a vrut. Da, și noi am rămas chiar... Eu sincer vă spun, am rămas chiar cu băieții buni. Și mă bucur de asta. Bine, că toți au fost buni. Dar am rămas cu... Deci, na, așa s-a... Deci noi cântăm împreună de... Cam câte nu mi-aduc aminte. De 7 ani. Mai mult, în? De vreo 8 nu, ani? Nu, depindem de sfârșit. Nu, în formula asta. În formula noi asta. Noi cântăm împreună din 97. Bine. Dar nu, deci împreună. Vorbim în formula asta. Dar formula asta... Bine, m-ați adaptat. În 2018, adoptat în 2018, am venit la inițiativa noastră și prin pasiunea pe care am avut față acest instrument. La început am cântat cu saxofonul, la sarmale, iar în autodidact, iar în spatele cei care m-au propulsat spre muzică, domnul profesor Crețu, pe care îi mulțumesc din suflet pentru felul care m-a dus pe drumul nail. Nail este un instrument miraculos, greu de cântat, cu un instinct pe care mulți nu pot să-l avem. Ca să stai de pe tubul numărul 1, pe tubul numărul 8, este foarte greu. Exact cum ai fi orb, ai simți muzica. Dacă nenea, și... Grigori, dacă nenea Grigori nu vorbea, eu eram chiar acum, am venit să, așa, să-l spun că chiar acest om, deci chiar prin, din tot sufletul spun, un autodidact extraordinar. El a cântat în mod normal la saxofon. Mm-hmm. Îmi venea în gând să pun saxofon, dar m-am... Deci saxofon, la saxofon. Și este un autodidact extraordinar. Și, că, și l-am adică, de fapt, noi l-am găsit. După aia el ne-a găsit pe noi și ne bucurăm că este. În 2018. Deci noi cântăm împreună de aproximativ cu domnul, de cam de vreo 8 ani. Da. Ce v-a atras în mod special spre muzica asta, spre muzica tradițională? Cântați o muzica tradițională pe care se mai aude acum, eu știu, pe vârful stânelor, nu? Pe vârful stânelor, la stâni, o muzică mai rară, o muzică arhaică, un folclor exact arhaic. Exact cum, o muzică așa cum este. Dă-mi voie să te tutuiesc. Te rog. Că îmi vine foarte greu să spun domnul Lucian, cu toate că ești un domn, dar e mai bine să mă așa. Cum ai spus la început, auzind atâtea devagații de la folclorul nostru autentic și formațiile astea mari, într-adevăr, chiar îți vine câteodată, chiar să o iei la fugă. Nu spun că noi am cântat extraordinar de bine, să ne iese nouă din cap așa ceva, dar măcar cât de cât ținem și sperăm că o să facem treaba asta în continuare, cât mai aproape de folclor. Și cât mai aproape de adevăr. De adevăr. Adică, exact cum am spus, cu stâna, cu pădurea, cu doi frate, cu românul, cu alții au uitat. De fapt, acum Codru mai rar, fiind el mai rar, dar noi tot suntem frate. Și din ce în ce mai rar. Din ce mai rar, dar noi tot rămânem frați cu el. Așa? Și chiar văzând, măi, am zis că totuși trebuie cineva, nu? Să țină cât de cât. Cu toate că noi cântăm, adică și muzică din toată țara, vreau să spun. Adică cântăm și oltenește. Cântăm și ca la Muntenia, cântăm și ca la Buzău. Depinde unde ne cheamă fiecare. Și atunci avem. Când merge, ne cheamă cineva la o pensiune, are un grup. De unde este grupul respectiv? Din Buzău. Păi, azi cântăm ceva și din Buzău, știți? Dar în general, deci, din folclorul nostru autentic, mălinean, că este, slavă Domnului, avem. Deci asta este totuși dragostea de folclor autentic. Cam asta ne-a adunat în mod normal. Cu câte grupuri am stat în permanență, am cântat ceva și din folclorul nostru autentic de acolo, de la noi, din Mălin. Din Munții Stinișoara, Codru, Poierit, că astea au fost baza la noi acolo, fiind o zonă necooperativizată. În cele mai vechi timpuri, cu asta s-a ocupat omul. Pădure, creșterea animalelor și agricultură. Și atunci, din domeniul ăsta, am mai cules și s-a mai putut culege. Este o tradiție la dumneavoastră în zonă. Dumneavoastră poate puțin știu că nu faceți parte din provincia Bucovina istorică, ci sunteți, faceți parte regat. Din vechiul regat. Regat. Da? Așa. Ceea ce nu e, nu știu, mi se pare absurd, s-a redus și am spus-o de multe ori, s-a redus,
s-a redus în ultimul timp, totul s-a redus la Bucovina. Județul Suceava nu este întreg al Bucovinei. Și la urma urmei suntem cu toții moldoveni, nu contează. Adică mi se pare că ar conta mai puțin conceptul ăsta de Bucovina în față de marea provincie Moldova. Nu? Ștefan cel Mare a fost domnitorul Moldovei, n-a fost domnul al Bucovinei. Dați-mi voie să... Vă rog, te rog, Pavel. Domnul Apostol, chiar dumnealui Avârmeane, de asta îmi voiam să... mare experiență și multă. Pentru că a lucrat cu... a fost directorul casei... directorul Căminului Cultural. Din Mălin, foarte mult timp, nu știu câți ani. 14 ani. Așa, unde chiar acolo nici nu eram căsătorit eu. Eram căsătoritoare? Erai. În 90... În 1996, în decembrie am venit. A, păi în 96 m-am măsurat eu. Deci în 96 colaborăm, dați seama, era 28 de ani. Era un frig afară de care fau pietrele, nici o mașină nu pornea. Ne-am dus cu un mașină îngrămădit, unul peste altul, cu capre, cu dobi la Flăticeni. Înapoi am venit până în Corn Runci, pe jos, prin zăpadă. Deci am vrut să participăm neapărat la primul festival la care am participat. După aceea am avut rezultate notabile chiar. Am reprezentat România cu ocazia intrării în Uniunea Europeană la Strasburg. Am dat acolo 25 de spectacole, 24 care au fost... se știau de ele și unul special pentru domnul Băsescu, era președinte României și a venit acolo. Așa. A făcut o imagine și o impresie foarte bună acolo, zic eu, cine a fost acolo știi despre ce e vorba. Am mers și în străinătate și în România și transmisiuni în direct, indirect, București, Craiova, Iași, rezultate bune. Este o tradiție la dumneavoastră în Mălin. Primul rând vreau să mă întreb dacă toți dintre dumneavoastră sunteți din Mălin. Dacă aparțineți satului Mălin cu toții. Sau, bine, mai puțin domnul profesor. Că domnul profesor, bine, este măritat în Mălin. Este măritat în Mălin prin soție. Adoptat. Bine, am glumit. Eu sunt perjar, născut în Fălticeni, trăiesc în Fălticeni. Adică perjar înseamnă la Rădășeni. Am înțeles, dar acolo și numele Perju e foarte des întâlnit, ca șeful acolo, nostru de la inspectorat. Datorită Grigori Popovici, care a fost mentor cu fluierul, a introdus fluierul în Lămășeni și Rădășeni, dintre care au ieșit mulți lăutari din altă clasă. De la fluierul ăla care a pornit. Avem băieți la trompetă cu conservator, avem post ansamblu și prea Borumbescu, un ofrei cu trompetă, profesionist care a rămas în America. De acolo s-au pornit mulți lăutari buni și cu școală. Așa și dobașul nostru, adică eu, care se vă poate spune el. Sunt dintr-un sat vecin cu Măliniu, născut în Mălin, că Păiseniu fiind aproape cu rădăcinii Mălinilor, eu sunt din comuna Cornugina, satul Păiseni. Dar pentru că mi-a fost așa de drag folclorul, la mine nu prea am avut o echipă cu care să mă îndemânez așa. Ați revenit acasă. Cunoscându-i pe ei, am intrat ca în familie, ca acasă. Din prima, foarte frumos ne-am coordonat, ne-am potrivit. Dar spune că ai și rude în Mălin. Păi, având rădăcini deci, în Mălin. Mă consider mălinean, mai ales când sunt cu ei, nu fac nicio deosebire. Am un pic de vechime de când sunt cu ei. Mă vedeți în fotografie, dobașul, îmi place să... fiu atent la detalii, poate mă mai iau cu ei așa și să mă groliv. Dar treaba să iasă bine, să fie plăcut, să cântăm, să placă la oameni și nouă să ne placă în primul rând, ca să avem ce transmite publicului și... Îmi place și costumația populară, mi-a plăcut întotdeauna să ne îmbrăcăm național, purtăm ce au lăsat strămoșii noștri. Toți avem cămăși, tot ce avem sau autentice. Nu, acum... 60-80 de ani. Da, din altă, când și la trompetă, dar grupul nostru fiind cu instrumente arhaice, ne-am adaptat la... Chiar vreau să vă întreb, am un milion de întrebări pe care aș dori să vi le adresez, bine, în măsura timpului. Da, avem timp. Avem timp și o să vedeți că avem timp. Acompaniamentul înaintașilor dumneavoastră era întotdeauna se baza pe taraf. Cântați acompaniați într-o formulă oarecum de taraf, nu? Domnul profesor, zic bine sau greșesc?
mereu ați cântat în formula asta de taraf sau, nu știu, poate v-ar place să cântați acompaniați de orchestre mai mare și dumneavoastră cu vocile? Cum vi se pare mai corect și mai bine? În formula care actuală în vers. În formula asta, nu? În formula muzicii care se apropie... E mai autentică. Mai autentică, nu? De câteva ori, când am mai lipsit, de exemplu, eu cânt cu chitara, cânt și la cobză, nu prea bine, dar am cântat și la cobză. În mod normal, ar trebui în tarafurile vechi, nu-ți folosă chitara. Cu toate că, virgulă, chitara, fluier, cobză, chitara e un instrument vechi și deci s-o folosi întotdeauna. Dar la noi a fost cobza. Și, de fapt, cobza nu este chiar autentic moldovenească, pentru că am impresia că cobza este oltenească. Oltenească, da. Așa? Bine, m-am cântat și la cobză, dar adică, mă împac mai bine cu chitara. Așa, și chiar am avut de vreo câteva ori o orgă cu noi, așa, depinde la anumite evenimente. Depinde din care se cerea, necesar. Sincer, vă spunem, nu prea ne-am împăcat, așa, adică e mai bine așa, cu cât mai simplu. Da, se potrivea așa cum vă fac caracteristica dumneavoastră, exact, tuturor, exact. E genul ăsta de muzică. Există o tradiție a muzicii de cătănie în zona dumneavoastră sau numai sau e caracteristică în spațiul lui de după Parău, de după Moldova? Am avut și noi, avem cântece de cătănie foarte multe, da, la noi. Se cântă, se obișnuiește. Da, da, da. Numai că nu se mai face armată, noi care am făcut armata știm ce înseamnă și trăim momentul. Ai prins armata? Da, prins armata, am 50. Plus, adică am sărit de 50. Te rog să continui cu prezentările colegilor. Așa, vorbeam domnul Apostol, pe care deja l-ați auzit. Domnul Coroblean, Vasile Coroblean, autentic mălinar, deci nu are rost. Nu vă mai spun unde lucrează fiecare, cred că nu are rost. Nu, dar aici așa, noi v-am editat în calitate de rapsos. Toată lumea are servici, toată lumea lucrează. Tudorel Buta, care e dobașul nostru, care deja l-ați cunoscut. Naistul nostru, care deja s-a prezentat singur și nu mai are rost. Domnul Puiu, domnul profesor. Noi îi spunem domnul Puiu, că așa l-a cunoaște toată lumea. Domnul Necunăcred. Și mai avem încă doi membri, care, din păcate, chiar n-au putut veni, că unul lucrează în cadrul armatei la Roman. Și un consetean, de fapt am doi sunt consetenii noștri, ăsta este, asta fiind Mândrilă, am uitat și cum că Mihai și Vasile Ștefănoaia, care n-au putut veni din băgate. Acum suntem legătură cu... Grupul nostru este format din... 8. Suntem 8. Sunteți 8 de toți. Da. Dar putem fi, ne transformăm în 10-20, da, depinde de scenariul care se cere. Eu vreau să-l prezint telespectatorilor noștri, în mod special omul care am avut în ultimii 7-8 ani o legătură deosebită, pe domnul profesor Nicolae Crețu, domnul Puiu Crețu. Mă laud și spun că am scris un articol destul de amplu despre domnia sa în cotidianul Crai Nou. El va fi republicat și într-o carte care cuprinde personalități bucovinene. Despre domnul profesor, că aș putea spune că este intelectualul, nu neapărat este intelectualul din punct de vedere muzical, în ansamblul dumneavoastră. Fără discuție. Dar este tobă de muzică. Și nu eu numai. Mă refer că ba toba de asta și el e plin de... N-am putut. Nu înțelege greșit că este tobă și de carte. În sensul plin al este tobă de carte, de carte muzicală, cu siguranță că este tobă. Activitatea dumneavoastră artistică, unde ați cântat în ultima vreme? Unde mai cântați de obicei? Ce servicii muzicale prestați dumneavoastră? Cel mai des am fost chemați, de exemplu, la nunți. La nunți, adică la mireasa acasă, de regulă.
Și nu numai la noi, în sat am fost chemați, chiar am fost și în județul Neamț, am fost și în Botoșani, așa. La câte un eveniment, de exemplu, la câte o pensiune, unde au grupuri venite, cum spuneam și adineauri. Sunteți surpriza anunții, nu? Da, da. Sunteți o atmosferă acolo. Așa și la pensiuni. Deci vă spun, cum vine un grup și mergem acolo, cântăm 3-4 ore, cât e grupul acolo? În ultimul rând să spui... Botezuri, nunți, aniversări. Nu uitați, în ultimul rând, să spuneți despre domnul Filuță, care și datorită lui ne-am unit, noi eram uniți deja, eram dezorientați, nu prea... Acolo ne-am făcut noi. Ne-a sprijinit foarte mult, ne-a sprijinit și moral. Ne-a deschis drumurile de la el, cel puțin... Și ai avut unii și desfășori. Această cale. Pentru că dacă în momentul n-aveai unii să pleci nicăieri, la un moment dat e dispars. Mai când tu când te mai întâlnești așa unul cu altul, da? Nu mai ești motivat. Dar în momentul când vezi că te cheamă acolo, te duci, nu poți duci și te faci de râs acolo. Trebuie să faci treaba acolo dacă duci acolo. Și atunci o trebuie să punem o leacă, burta, să facem treaba. Să fiu mai îndrăznesc, îmi cer scuze, am cântat foarte mult cu domnul Călin Brăteanu și el ne-a scos cu spectacolii lor, cu centrul cultural. Mulți ani, până la un punct. Îi mulțumim pe această cale și dacă mai are nevoie de noi, să apeleze. Dar la noi. Eu vreau acum să vă mai pun niște ceva, dar nu mai bag bățul prin card, că înainte de a vă invita, am citit despre dumneavoastră, am mai văzut-o câte ceva, tot ce mai găsit. Suntem relații bunii cu el, așteptăm că noi oricând să ne scoate. Poate el a interpretat altceva. Poate vrea și nu știe și nu-și dă seama. Cred că, da, sunt influențele mari. Noi rămânem deschiși. Deschiși oricui. Acum am văzut că dumneavoastră cântați și la nunți, la botezuri, la sunteți aniversări. La aniversări, da. Ați cântat vreodată, ați fost solicitați vreodată să cântați la mormântări? Pentru că pe vremuri se cânta și la în afară de mine, nu. Eu da. Păi, eu sunt eu cântat și la mort? Absolut, eu sunt dască la biserică. Eu bine asta știam, dar nu m-am gândit că o să-mi răspunzi în felul ăsta. Nu. Da. Eu am cântat la mormântări. Nu, am cântat la mormântări. Eu am cântat la mormântări. La noi în Cornulunce este un sat unde sunt romi. Țigani, cum le spunem noi, da. Căldarare noștri din Cornulunce. Și am un cumătru care i-am botezat și a murit bunica. Da. Eu cântam cu grupul, eram la Filuțe, era unul noaptea. Ei au un obicei în care dacă mortul ține afară frumos, era și vară, focul nu se stânge, pune așa și în cort, și toată lumea la oră fixă, toată noaptea, se strânge toate neamul de unde vin și stau acolo. Cumătrii vin și cântă, grupul meu nu cântă la mormântări, eu ce? Vin cântă din trompetă. Mă duc cânt din trompetă, e jale. Cânt la 12, o jumătate de oră. Stau, cânt la 1, cânt la 2, cânt la 3. Acum cu mătru, nu știi să din gură să cânți? Să că nu știu, cum mă pui tu aici? Până la urmă, am cântat din gură un cântec de-al nostru, dacă o să-l retornăm și aici la dumneavoastră, dacă avem timp. Și a doua zi la mormântare mi-l cerea iar, dar ziua, zic că eu nu mai cânt. Mulțumește-te că eu am cântat azia. Ziua cântul preoț. Uitați acum, dacă tot ați adus vorba despre muzică, eu cred că ar trebui să vă dau din nou ocazia să mai cântați, să cântați două melodii, dacă vreți. Simt. Și după care mai revenim, mai discutăm și iarăși mai cântăm. Cântați dumneavoastră. Cântăm din poziția asta, nu mai, da? Sunt din poziția asta. Cum doriți dumneavoastră, nu mai cântați. Încântați-ne cu muzica dumneavoastră. Un pic, că mi s-a dezacordat chitara. Rogăm să ne iertați. O secundă. Care ne reprezintă. Nu. Re major.
zicem una. Mulțumim foarte mult deocamdată. O să mai continuăm cu discuțiile. V-am văzut că dumneavoastră prestați, bine, parțial, nu cred că toți, pe domnul profesor Cider nu l-am văzut dansând. Nu l-am văzut dansând în, la evenimente. Pavel, pe tine te-am văzut într-un video. Nici nu o să-l vedeți niciodată. Nici nu o să-l văd dansând. El cântă. Doar în pat, atât. Doar în pat. Mai dansează și el. V-am văzut dansând, da? Da. Deci păstrați, sau mă rog, preocupările folclorice ale dumneavoastră sunt și pentru păstrarea dansului tradițional. Da. De unde ați învățat dumneavoastră? Bine, acum eu îmi dau seama și lesne de înțeles de unde ați învățat. Dar vă rog să ne spuneți dumneavoastră, oricare dintre dumneavoastră, ne povestiți cum ați învățat să dansați și ce fel de dansuri mai dansați dumneavoastră pe la evenimente și de ce? Vorba poetului nostru Nicolae Labeș, că spune acolo într-o poezie: bătăile versului am prins să deprinde nu din cărți, ci din horă, din dans, cântecele din bocete și colinde, din doinele seara cântate pe șanț. Deci este ușor de înțeles că totul a început, de fapt eu am dansat de când m-am născut. Nu atât de bine, pentru că în momentul în care m-a născut mama, deci n-am mai ajuns să intre în sala de nașteri, m-am născut chiar la dispensar, la noi, la Măline. Și înainte a intrat, deci au urcat primul rând de scări și acolo, deci chiar m-am născut așa. Și am venit pe scări. Noroc de ombilic a fost un pic mai lung și m-am urcat la tine. Eu dansez la nașteri. Lăsând gluma o leacă la o parte, și acum, da. De unde am deprins dansurile? Când eram tineri și generație înaintea mea, unde era, toți plecau la stână, urcă oile, mă, la stână. Acolo aveai un nenea Pui, un nenea Grigore acolo, care cânta o leacă din fluier acolo.
Și aia la mai bătrân, timp, băi, ea se joacă, că mâine pe mâine cobor la joc în sat acolo și faci, știi, uiți? Așa, și începe ei de acolo, mai vine ea acasă. Mai jucai cu mama prin casă, te învața, băi, nu-i bun așa, mă ca picioare, vezi că îmi rupi de aici și faci. Așa, acolo e învățat. Ei, după aceea, conlucrând, mai strâns o lecuță și apropiind o lecuță mai devreme, am început să selectăm, domnule, care ar fi ale noastre. Joc un doi să joacă cam și tot în Moldova. Care ar fi, care ne-ar prezenta? A fost Bătuta, Corăiasca, Rusasca, care am împrumutat-o, Rusasca, nu e la noi. Dar fiind o comună, o leacă mai vulcanică, noi am fost în Mărline acolo. Asta se cunoaște și din alte izvoare. Așa, mai recente. Am fost o leacă mai iuși, mi-a plăcut o leacă. Mai iuși la mânie. Și la mânie, și la joc, și atâtea am fost mânie. Și la treabă am fost, eu să știți. Niciodată nu s-o dată în lături mărinarul. E plecat de aici, din zonă, și ducea tocmai la Bozovici. Fac o paranteză, dacă îmi permiteți, aici, din 20 de secunde. Într-o zi ascultam o emisiune la televizor și am râs cu lacrimi. Un țigan de prin Făurei, Țăndărei, pe acolo, se plângea că n-are loc de muncă. Și îi spunea așa, îl întreabă, dom'le, dar merg la București, că ai tren, e aproape, nu știu, cum să mă duc la București? Gândindu-mă atunci, la noi pleca de la Sfântul Ioan după sărbătorile de iarnă, cu rucsacul în spate și vine la Paști. Unde? Bozovici, Berzasca, Moldova Nouă, unde te temi să te uiți în sus. Dar să mă lucrez pe tihărăieli de acolo. Asta vreau să spun, că am fost o leacă, nu ne-a ferit nici de muncă. Credeți că mai există un impact, adică folclorul, muzica tradițională românească, muzica de tradiție, mai are impact asupra tinerilor în ziua de astăzi? Credeți că are un viitor? Se va păstra și după ce dumneavoastră nu veți mai fi, adică aveți cui să predați ștafeta, vorbind așa la modul ideal, nu am spus acum, deci sincer vorbind, ca să numai așa, șanse minime. Adică să spunem domnilor, peste 50 de ani sunt, vor mai fi, sunt mai puțin, dar să știți că plăiești, sunt, ai să știți că sunt care chiar le mai place. Numai că nu prea are cine să-i propulseze. Dacă mai dați voie, să mă fac o paranteză aici. Vă rog. Când eram director de cămin, era doamna Dominte, îi mai țin minte chiar pe toți care erau acolo. Nu le făceau niște concursuri, că erau concursuri. În ce sens? E una să vină acolo 77 de formații, care au cântat ceva și au prins el acolo. Să-i dai o foaie de hârtie a patru, soț acasă, în participare. Aia acolo chiar am avut ocazia și domnul general Burlui vă poate confirma, când am luat locul 1 ca formație de dansuri pe județul Suceava, ceea ce mi se pare că e foarte greu, că la noi sunt foarte multe formații consacrate. Așa. Și locul 2 la Taraf. Atunci erau câteva, nu nominalizate aici, dar care erau foarte contrariați. Cine sunt domnule din Mărin? De unde au venit ăștia? Și s-a spus atunci, nu domnule, ăștia au venit din Mărin, dar au venit cu ce este al lor. N-a venit cu dansul lui Ciprian Porumbescu, alea le știu că eu le-am făcut. I-a dat replica și a spus. Eu acum văd așa, dacă nu se implică factorul local în păstrarea, promovarea, adică să-i dai un imbold de acolo, nu prea sunt șansă, nu prea sunt șansă, că vedeți cum, care-i trendul ăsta acum. Deci nu se mai preocupă mai mult maneaua, dacă îi place, house. Dar dacă se ocupă factorul de acolo și se vor face niște concursuri, e ca să fie concurs, domnule, nu mergem acolo cu participă cu cineva. Chiar dacă ești bun, te promovezi, nu ești bun, du-te acasă și pregătești. Domnul director, să știți că aveți dreptate și eu aș spune că nu numai, de adevăr, este muzica asta modernă, dar și muzica, așa zis, populară, s-a denaturat și s-a îndepărtat cu totul de realitatea din teren, adică în general s-a uniformizat, toată lumea cântă același stil de muzică, marile ansambluri populare cântă aceeași muzică, nu mai există o specificitate zonală, luăm numai influențe din Chișinău, luăm acum, eu nu m-aș băga pe terenul domnului profesor care poate să mă, oricând mă poate contrazice, dar aș zice de lăutarii din Chișinău, care cântă de altfel, nu comentez eu modul virtuozitatea lor. Nu, că n-am autoritatea asta, dar pot să comentez și pot să-mi dau seama că ei ce cântă, nu cântă
cu caracteristică zonală. Cântă o muzică populară, o muzică populară compusă, uniformizată, ori mai fi cântând ei și muzică și ceva muzică tradițională. Au virtuozitate, într-adevăr, da. Au armonie, sună bine, dă bine, nimic de zis. Dar nu se mai apropie de realitate. Și de-aia vă spun și repet, persoana aceea destul de importantă, n-are rost acum pentru că ea mi-a spus să nu spun, mi-a spus că singurii păstrători în momentul de față din zona, din județul Suceava, care mai păstrează muzica autentică tradițională, sunt micile grupuri din mediul rural. Cum sunteți dumneavoastră, mai sunt și pe la Disco, v-am văzut, mai sunt și prin alte părți, dar sunt puține și ei mai păstrează muzica autentică, muzica tradițională. Da. Acum poți să uitați la alt nivel. Acum e o întrebare pe care, nu știu, probabil că v-ați mai confruntat cu ea, vi s-a mai pus așa. Aveți un repertoriu, da? Fiecare, nu știu, poate că fiecare a venit cu o melodie și a spus cântăm asta. De unde le-ați cules dumneavoastră? De unde le-ați luat? Pentru că în perioada interbelică se făceau expediții folclorice prin sate. Expediții folclorice, adică mergeau specialiști în folclor și culegeau muzică. Da? Dumneavoastră ați participat, nu știu, ați făcut astfel de chestiuni. Pentru că încet, încet și bătrânii ăștia mor. Și dispare. Există, de exemplu, domnul profesor, am văzut și iarăși eu am admirație deosebită pentru domnul. S-a gândit dumnealui și bine a făcut să pună muzica lăutărească, să o pună pe note. Dar a pus-o așa până în cel mai mic detaliu ca să rămână acolo. Deci cine vrea, dacă o vrea și peste 100 de ani, dacă vrea să vadă și o să știe muzică și o să știe note, rămâne conservată și se pune. Dar muzica asta pe care o cântați dumneavoastră, și repet, cum va fi ea? Mă îngrijorează așa și vă spun, cum va fi ea păstrată, că ar trebui să se păstreze peste un timp? La noi, de exemplu, în Măline, a fost doamna Lucia Cireș de la Iași, care a cules folclor pe toate ulițele satului. Știu că am mers împreună, eu și cu soția, am mers pe la bătrânii satului, pe la cei care știu tot felul de strigături și alte cimilituri și... Da, și au cules multe și le-au publicat la radio Iași, știu că se află acolo într-o forotecă. Eu astea să spun pentru perioada care am lucrat în domeniu. Da. Am avut un mare noroc, am colaborat și cu domnul profesor, am colaborat de aproape cu soția lui domn profesor, care ea a cules foarte multe. Fiind profesoară de limba română, a avut acces și a cules foarte multe melodii bătrânești. Deci te-a găsit pe înzeste, prea diferite oameni așa. Am colucrat și cu domnul Ionică Ilișescu, care a fost activat mult la Centrul Cultural aici în Suceava, și cu alte persoane de acolo. Și s-au mai adus cântice, care mai stau pe la stână, când au fost mai mici așa, și se mai cântau pe acolo. S-au adus acolo și le-am mai adus aminte. Noi ne-am mai spus, băi, aici nu era, uite așa se cânta acolo, urca dealul sau coborea la, în sat să facă nuntă, pentru că vorbeam cântii cu care l-am cântat mai înainte. Păi, pe la Duminica Mare, cam pe atunci coboreai, dacă erai stăpân de stână, acasă, sau dacă erai cioban. Nu acum, mă sui în jip și vin acasă seara, din viața mâna apoi la stână. Nu, acolo urcai la stână, când urcai la 1 mai și coboreai la Duminica Mare. La Vinerea Mare. Vinerea Mare, pardon. Nu sunt domeniu. La Duminica Mare coboreai, dar sau pe 6 august, când se mergea la... Când era Răbajeni, cum le spuneam noi, la Mănăstirea Slatina. Atunci era, deci, 2 zile. Da, două ore. Cercai înapoi, nu? Cercai înapoi și venea la Vinerea Mare. Dar asta era în cântec, spune că era atât de așteptat moment să cobor la vale. Da. Era sărbătoare când coborai, după stat pe munte acolo 3-4 luni de zile, în condiții de care erau acolo. Da. Nu era lumină, nici generator, n-aveai acolo. Așa ceva. Da, lumea, din păcate, sau nu știu, sau hotărâți dumneavoastră, dacă din păcate sau din fericire, toate lucrurile astea vor fi poate doar consemnate în cărți și cine va fi interesat, poate copiii, poate s-a făcut foarte mult lobby pentru opționalele astea la școală de folclor. Acum, cât
Cum apreciați dumneavoastră? Cum mai este muzica, cum mai este folclorul în general, folclorul în zona județului Suceava, repet, fie că e din partea Bucovinei, fie că din partea dumneavoastră a regatului, cum se mai cântă? La noi fiind ce se cântă? Se cântă bine, se cântă rău? Zona de interferență, chiar Moldova ne desparte din Băișești și mulți s-a influențat folclorul și din Coroș, chiar strigături de la Băișești. Sunt multe femei căsătorite din Băișești cu oameni din Mălinci sau invers. Nevastă mai din Băișești. Băișești în momentul de față nu mai are nimic. Melodii din punct de vedere... s-au dus din Coroș și strigături și toate și deci o zonă de adică să fie așa cum sunteți dumneavoastră, să fie cineva de acolo. Deci nu este un hotar fix între noi, regățenii și ceilalți de peste Moldova. Când în zona de graniță acolo și în zona de granița țării. Găsesc care vorbește foarte bine la maghiară și de român și invers. Aici fiind acolo s-a mai trecut influență foarte, special la port. La port. Cu cântici și strigături de la ei. Și din port am luat. Și eu de la noi și noi de la ei. Așa îl menținem. Totuși, autenticul a fost, eu mă gândesc, de astenea. Dar mai de ce? Exact cum spunea domnul apostol. Păi acolo a fost un fluieraș, acolo s-au făcut strigături pe vârful muntelui, ăla mic care era strungarul, ăia bătrâni l-a învățat să joace, ei strigau, ăla cânta la fluier, acolo a fost autenticul, de acolo a pornit. Bine, după aia cu nunțile, normal acum. La nunțile, nu spune deja. Nunțile care se făceau acasă, nu la căminul cultural sau la așa, unde vă dați seama, toată lumea mergea în îmbrăcat național. Deci cel puțin, cum să spun, acum 30 de ani, poate nu, dar acum 40 de ani, sigur toată lumea mergea național și după aia au mai fost, dar mai puțin. Așa? Da. Și atunci se cânta chiar numai muzică populară autentică, se juca exact cum a spus. Bine. Coroghească. Își venea fanfară. Și în doi și era numai fanfară. Nu-ți cânta, nu-ți cânta nici șlagăr, nu-ți cânta nici manea, nu știa de asta. Venea fanfară, aia doar cântai. Atât. Asta încet, 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 încet. Bine. Cum spunea? Zi una de doi. Eu eram, aveam vreo 14 ani. Ce înseamnă asta? Spune la muzică. Măi, zi una de doi. Adică un șopanac ca să poată juca în doi. Nu înțelegeam eu. Eram copil mic și am prins, am 63 de ani, deci țin minte că am prins. Mă mai duceam, eram copil, era nuntă în veșinia, acolo trebuie să sunt curs pe acolo, pe picioare la oameni. Deci chiar se venea, nu se fabulează când se spun. Eu țin minte, erau câțiva flăcăi la timpul ăla care vedeam eu, eram, fiind copil mic, îmi plăcea cum venea. Deci dacă s-ar spune... Era o vorbă dacă spune la 7 ace, așa era pus, cisma îți făceai mustața întrânsă, ițarul era ițar, cămașa era cămașă, chimier, boanda pusă pe umăr, adică ți era drag să te uiți la el, cum arăta. Deci se păstra, ei, a apărut influența. Vă rog, e mai ușor, dar totuși acum tot ar trebui să ne bucurăm, zic eu, că decât să-l vezi cu o cămașă și aia largă și cu niște mâini, mai grabă îl vezi cu o cămașă cu model național, chiar dacă e cu sutul mâncă, te reprezintă cât de cât. Și văd că începea să pământenie așa, pe la nuntă, îl vezi acolo, socul mare, socul mic. A devenit așa un trend în a purta, în a purta cămașa populară, a purta ieia populară și la bărbați și la femei. Coroborată așa, combinată cu pantalonii tradiționali, cu pantalonii nemțești. Adică, sau cu blugi. N-ar trebui. Când vezi o ie națională frumos cu bujoi așa aia și cu blugi, ideea este că material de țară, de exemplu, cum era odată, nu se găsește. Așa. Cismele astea sunt pe cale dispariții care le purtăm mai. Când se făcea armata, mă găseai pe acolo. Da? Un costum de ăsta, așa cum îl avem noi, asta nu-l cumperi din bazar. Asta dar nu este. Dar nu există. Dar nu există. Nu mai țese, mai țese nimeni. Nu mai sunt care mai fac așa, acum așa văd mașini și coase ca și chinezul. Ăla fel. Bă, e mai greu de... Eu țin minte tatăl, bunicul meu, tatăl mamei mele, care avea costumul popular și ciubotele și decorațiile din război, l-a avut așa până a murit și când a murit a lăsat, așa a fost îngropat, în costum popular.
Acum îmi dau seama mai puțin, că e mult de atunci. Nu-mi dau dacă l-aș vedea acum, mi-aș da seama dacă... Dar cred că era autentic și ciubotele astea de care ați spus dumneavoastră. Dar n-avea de un șulian. Era autentic, clar, cu siguranță, da. Dacă v-aș spune cât de greu am mai găsit pe la câte o familie pe acolo, pe Mălin, că mai avea acolo pus în zeastră aia, cum avea înainte, pus acolo și avea niște materiale astea țesut acolo, nu făcutița. Ai, cât ne-a rugat și până acum l-a dat. Dar a fost o perioadă când și-a bătut joc de ele. Le lua și le folosea că le vizitea spre jos. N-avea, nu eu, nu a fost o politică făcută atunci. Domnule, astea e un bun anus, ne reprezintă. Nu trebuie să-i bată joc de ele. Ei, acum au început să strângă, dar acum mai sunt. Nu prea mai sunt acum. Da, nu prea mai sunt. Au fost perioade în care perioada asta, la începutul secolului, prin 1900, Regina Maria a fost cea care pentru prima dată a pus accent și a se îmbrăca în costum popular și a dus în prim plan moda asta ca marile familii nobiliare să apară îmbrăcate în costum popular, să apară îmbrăcate în public în costum țărănesc. După aia a venit perioada comunismului. Dumneavoastră știți mai bine, nu știu, dar totuși cred că s-au păstrat tradițiile în perioada comunismului decât se păstrează acum. Da. A fost o perioadă de decadență, nu după 1990, exact. Și acum iarăși trendul este cumva ascendent, ușor, dar cum a spus și dumneavoastră, din păcate acum resursele sunt foarte, foarte slabe. Și cu influențe foarte multe. Și cu influențe, da. S-au amestecat zonele, nu? Da. Că ați spus dumneavoastră foarte frumos când ați dansat, că ați cântat la început de acolo și de acolo și de acolo și până la un moment dat ați selectat și ați căutat să cântați ceea ce vă reprezintă în mod deosebit. Fiind grup bărbătesc, am căutat un dans bărbătesc care se reprezinte pe noi de acolo, din zona noastră. Așa. Care v-am spus, inclusiv la, deci, la fază de concurs, aici la Suceava, la Casa de Cultură, am luat locul 1. Am avut atunci 66, erau pe scenă în jur de 80 de oameni. Și n-am suit niciodată o fază, Dumnezeu să le arte pe copilul ăla, că e mort acum. Era unul micuț, așa, și avea o căciulă cam mare, de-a lui tatu pe cap. Și acolo, dansa, când a făcut toată din cap, așa, eu s-a de căciulă jos. Dar băiatul nu a rupt dansul. O mers în continuare, când a terminat. Când a mers acolo, râdeau jure, zice. Domnule, ăla mic, să știți că v-a punctat foarte bine. Dacă s-a plecat să-și iei căciula, vă depunctam. Dar ăla o miasă în continuare și-a văzut. Treaba era mare artist, avea treabă cu el. Era atunci, era mai multă preocupare. Acum mai sunt și din alte părți. Dar noi mai puțin. Mai există cineva, cunoașteți prin zona dumneavoastră, care face... E cineva care face costume populare, care... Domnul Dascăl aici. Costume tradiționale. Mai sunt femei care, doamne, dacă de exemplu, vă pot duce, da, știu femei care încă... Deci mă puteți duce la doamna respectivă. Da, dar trebuie să spui statuile care sunt urcate în pod. Trebuie să le comoare statuile din pod și să-ți iese pânză de in, nu pânză... Deci numai o chestie teoretică. Teoretică. Să-ți iese, deci, dar e... S-a lăsat, doamna. Prima dată trebuie să urzească. Ani. Trebuie să pui. Ani. Trebuie să urzească. În primul rând trebuie să cobori stativul din pod. Ca să găsești, ca să poți face ceva autentic. Eram mic. Bunica mea punea cânipă. Multă. Avea un merițoi de la care băteai cânipă acolo, o duceai în balt acolo, în suha, o puneai sâmuia, o făceai cămăși. Acum nu se mai pune. Mai fost o pitorie asta de in la Cornul Mâncii, tot la fel, s-a desfințat, e greu de făcut, dar măcar de sarcoasă pe pânza care este, că mai este pânză, mai găsești pânză. Ai găsești pânză de in, da, cum? Mai este pânză, da. Asta din bazară sunt cam în 2 ani, totuși eu le-am văzut așa pe pânză, așa nu știu dacă e pânză de in, de cilea, nu știu, mie nu. Asta care s-a duc de prin Ucraina? Stucrate, cred că stucrate totuși în ateliere, lucrează. E bine lucrat. Eu am mai văzut prin Ucraina, lucrat e bine. Sunt mai ieftine și sunt mai scumpe. Alea scumpe. Alea scumpe. Alea mai ieftine sunt primate. Din mână. V-am spus acum alea care spunea Pavel scoboare statele. Da. Pentru că astea care sunt acum generația asta nu știa ce sunt alea statele. Dar pe să le montează și lucrează ele. Deci. Deci astea bătrâne mai lucrează. Care, da. Și mai sunt. Mașina nu e cam eroflea. Sunt, cum nu, mă, da, știu eu. Sunt, care coasă. Deci, ciubote nici pomeneală, ați spus, că nu mai... Doar la comandă.
Mai sunt care sunt mai probabil când prin fabricile astea mari. Sunt, nu bine, dar ce smarș îți faci? Ce smarș îți faci? Talpă de piele, da. Dar numai, doar la comandă, nu găsești de cumpărat. Mai am norocul că în armată îți dădea haine recuzite, la câțiva ani dădea. Ei, rămânea, am mai luat, am mai făcut rostul. Tot ce aveam, ne-am făcut noi rostul de ele, nu le-am. N-ai de unde să iei în altă parte, trebuie să îmbli, găsești, negociezi, să le cumperi, le speli, le mai aranjezi, le pui deoparte acolo să le ai. Mai cântați ceva? Da, da, da. Mai cântă ceva, dar... Azi cântăm ceva așa de azi din Mărin cu strigătura așa ca să încheiem mai într-o notă mai alegră oleacă, nu? Da, profesor, o coroghească cu strigături. Dați, nu dansați? Nu. Nu dansați, nu avem loc. Oricum, nu loc. Lasă, o să dansăm pe scenă când... Când faci... Domnul Lucian a spus că o să ne invite în luna decembrie. Atunci o să dansăm... Aici apare și influența din regat, cu strigături din regat, cu strigături din Bucovina. Fiind în graniță acolo, aici a fost un împrumut. De ce cântați, domnule? Foarte frumos. Ați colaborat cu și cu alți interpreți de muzică populară? Ați avut colaborări? Ați făcut asemenea colaborări? Întreb și eu. Pentru un prieten. Domnul Călim Brăteanu? Domnul Călim. A fost unul de ei care a colaborat? Povestiți, domnul Apostol, când am fost la Craiova și am cântat. Deci acolo a fost, dacă îmi dați voie, vă poți să fac un film scurt. V-am întrebat. Deci am fost chemat, trimis la Craiova, acolo, după multe insistențe. Vreau să mă duc undeva. Trebuie să recompensăm ceva și oamenii. Îi tirită zoa pe drum. Am ajuns în Craiova, acolo, ne-am dus acolo, ne-a chemat la un moment dat doamna Elizestan, ne-a întrebat de unde suntem, din Mălin, mâine facem repetiții. În sală, teatru liric, urca pe scenă, un grup din Maramureș. Așa, din 30 de cuvinte, la sală, la repetiții,
nu puteți veni așa, urcăm noi. Ce aveți? Colindă, urătură, capră, așa, scurt, 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 mărini, liber. Așa, ne-am dus acolo. Când ne-am dus acolo, m-a chemat doamna Rizestan, ne-a spus și vorba, mă rog. A doua zi ne-a chemat să dăm spectacol la Prefectura Craiova. De la Prefectura Craiova a fost cu Botiza. Un grup trebuia să meargă la Radio Oltenia. Trebuia să selecteze de acolo. Am fost selectați noi. Am mers acolo, a fost dat în direct la toată Oltenia de acolo. A fost impresie foarte bună la spectacol pe scenă. Îmi spunea o doamnă de acolo, reproduc cuvintele ei, spunea așa, domnul director, este o treabă țuț, chiar așa făcea, zice, e a 16-a ediție. De la prima ediție n-am avut solicitări de invitații. Așa, prin ceea ce ați făcut la prefectură și la Radio Oltenia, așa, din 50 de invitații care le-am trimis la Consiliul Județean, ne-au rugat să suplimentăm cu încă 50 de invitații. Când am intrat în sală, am urat de emoție acum așa, era toată sala plină ochi. Nu erau telefoane ca acum cu cameră. Erau aparate de, filmat, de scos fotografii. S-a aprins sala aia, acolo. Și acolo a fost așa, Drăgan Munteanu. A fost. Mai ajută-mă și tu. Boxa. A fost Furdui Iancu. Deci dau numai câțiva de ăștia mari. Nineta Popastan. A fost... Atunci era Pifelii și părintele... Așa. Ei, acum vreau să spun altceva. Luam masa. Luam masa la o cantină. Puteam un lapsus, nu-i pot spune. Și era domnul Boxa cu grupul Icoade. Domnul Haci. Lansase atunci o casetă. Noi, ei când mâncau undeva într-un colț, noi într-un colț. Și au început să cânte acolo Mulți ani trăiască și ne-am ridicat și am cântat și noi Mulți ani trăiască. Pe trei voci. Îl aveam pe domnul Pavel. Era fratele domnul Pavel, domnul Teodor. Atunci era și Teodor. Era fratele care e preot în Spania, Sorin. Așa. Și au început să cânte la Mulți ani pe trei voci acolo. A venit domnul Boxa cu două sticle de una pentru fete, că aveam și un fete în grup atunci, și o sticlă de șampanie. I-a întrebat de unde suntem, ne-au mulțumit. O dau mâna cu noi și a zis, băi, n-am fost pregătiți pentru voi, dar din cât avem noi, te vă dăm și vouă, serviți cu noi. Adică am făcut o impresie foarte, foarte bună. Și acolo, bine, după aceea am fost așteptați pe afară să ne mergem, pe la niște pensiuni pe acolo. Nu puteam intra cu autocarul, am ferit mașinile cu mâna, ne-a dat deoparte, am ajuns acolo. A fost plăcut. Plăcut. Asta e amintiri. Că a spus cu cine am mai colaborat. Am colaborat. Am colaborat cu Boxa și aici, la Suceava am fost cu el. La un moment dat am zis că la 8 jumate am zis că era Călin Brăteanu, domnul Fluțu, și am zis că ori rămân aici până dimineața, ori plecăm. Hai să stabilim. Că nu spune de o plecați. Da. Așa de aproape, mai puțin. Cu domnul Brăteanu cel mai mult. Domnul profesor, dumneavoastră aveți ce povesti. Spuneți și dumneavoastră cu cine ați colaborat. Bine, că acum o să spuneți că în domeniul, nu în domeniul muzicii clasice, în domeniul muzicii clasice aveți, că ați cântat la opera din Iași. Ați fost prin flautist acolo. Am avut colaborator, așa am cântat. Bari, soliști. Da, am cântat și cu Sofia Vicolean, ca în spectacol. Am cântat și cu Margareta Clipa. Și... Da, sunt mulți. De la Iași am cântat. Cât am fost și cu Fuiego am cântat, chiar nuntă cu Fuiego. Da, ați cântat și împodobește Mamă Bradu? Nu. Nu, acum trebuie să nu vă supărați, nu vă supărați pe mine. Da, Pavel m-a făcut să râd, am râs numai de râsul lui, nu că, da, nu că dumneavoastră ne-ați cântat bine sau că Fuego n-ar interpreta bine. Fuego are, Fuego are o voce foarte bună, da. Eu nu știu de ce, lumea își poate... Foarte bună. Are o voce foarte bună, nu știu de... lumea miștocărește în primul rând pentru datorită orientării lui... care este... Nu ne interesează, nu ne, mai puțin? Ne interesează, mai puțin. Mai puțin, nu? Da. Dar ca artist, el este chiar mie îmi place, da, are un voce foarte... artist, da. Convingerile lui personale îi aparțin. Domnul Lucian, eu am cântat cu ansamblul Ciobanașo, cu Fluiro, anii 77, 78, 8, așa, 79 am făcut Armata Răție Dumnezeu din San Suceava, unde am făcut o formație triu instrumental, o cobză, o vioară, tilingă, fluir. Am cântat la Cântarea României, locul întâi, ca soldat, pe care am făcut școala de artă populară,
În 93 m-a luat domn profesor cu fluierul în Germania, la München, și am cântat cu domn profesor, mentorul meu, în continuare, m-a propusat pentru a face muzică. Și cu ajutorul Dumnezeu, și cu, am avut și probleme de cădere, am avut cancer în gât, după care prima piesă care am făcut-o la, la acest instrument miraculos a fost Ave Maria de Schubert. O am și pe pagina mea, după care am cântat și Baladă și Prea Porumbescu, și cu aia. Bineînțeles, corectat de domn profesor, ortografic. Măi, acolo nu ți-ai măsura, acolo nu înclin n-ai, acolo nu-i diez, acolo e becar, acolo așa, așa. Trebuie cineva să te îndrumi, să te duc, să te canalizeze pe un drum drept, curat în muzică. Altfel, când se duc să fii pustii și n-are rost. Și îi mulțumesc din suflet că mă acceptă să cânt lângă Dumnealui. Noi când cântăm împreună, eu cânt prim și el face terța și contra melodii. Trebuie să cadem exact ca o mănușă, că altfel nu se poate face altfel. Și îi mulțumesc din tot sufletul meu și băieților că m-au acceptat și m-au adus în grup. Niște oameni gospodari care umblă cu ciorănicul și mechilicul. Bine, mie a fost drag care are o tehnică bună. Dacă toată lumea, eu un bănuț, mult puțin, ne respectăm în primul rând caracter ca oameni. Avem un caracter bine educat între noi. Ne respectăm ca oameni gospodari pe ce spun. Și paralel facem și muzică. Eu la ora actuală am fost electrician 43 de ani de zile, am ieșit la pensie și mulțumesc lui Bunul Dumnezeu că din boala care am avut-o încă mai am posibilitatea de a sufla și nu mai ai acum. Totul mă întreabă săptămânal. Nu știi că ai drumul spre cimitir? Nu vreau să-i răspund. Cine, domnul profesor? Nu. Grigori. No. Domnul Grigori, tot mă întreabă de cimitir și spun nu te grăbi că... Te naș cu talent, dacă eu nu mi-am las. Eu l-am apreciat că o învăța singur, e un autodidact, dar a deprins o tehnică stabilă pe nai și ne asociem, da. Ciocărie, da. Facem împreună. Se potrivește bine naiul și cu flautul, ca au sunete calde, catifelate și să îmbină bine în terță. Ne suplinim frumos. Eu cred că sunt singur naiz din raionul Fălticeni pe care... Nu mai sunt. Am făcut cer să o cântam niciodată cu noi. Niciodată. Eu țin minte, eram copil și mă duceam prin parc, era acolo un parc mare lângă spitalul, fost spital, să cânta acolo. Să cânta nu există Fălticeni alt maestru. Dar nu a fost niciodată. Tatăl meu are 95 de ani și mi-a spus, nu s-o cânta niciodată cu așa ceva. Dacă revenim o leacă iarăși la chestia asta, e greu, noi am fost nevoiți, deci ca să putem rămâne în formula asta, să putem să păstrăm, să ducem mai departe cât putem noi, nu suntem noi în vârf de la anci acolo. Așa, a trebuit să facem și altceva, adică a trebuit să mai împrumutăm și muzică comercială, să mai cântăm și ce-i place la ureche, că da. Timpanul urechii îs cu papilele gustative de pe limbă. Dacă îi dai un pic de delicat, îi pare că e mai bun, tot la fel. Dacă aici ai ceva mai comercial la ureche, se pare că e mai frumos. Deci trebuie să faci aia ca să te poți întreține, că altfel n-ai cum, nu poți, mai trebuie să mai iei câte ceva. Așa, te mai deplasezi undeva, nu stă nici bani de motorină, nu mai pui mașină. Așa, iei azi, iei mâine, mai ai în spate acasă care să mai uite unde ce faci. Mai combinăm cu poezia, da, cu glumă. Da. Adică trebuie să supraviețuiești, exact. Dar să faci și un lucru util. Dacă poți să-l faci să duci mai departe ceva ce ar trebui să lești la generația viitoare, eu zic că e perfect. Așa, să poți să îmbini utilul cu plăcutul. Îți fie drag să vii în mijlocul grupului. Da, eu de-abia aștept să treacă săptămâna să ne vedem în weekend. Repetiții când le faceți? Repetițiile noi le facem de regulă. Mai rar de repetiții. Am mai făcut, dar de regulă le facem în prima audiție. Fără repetiții în prima audiție. Așa cântați? Așa. Dar n-ai unde? Da. N-avem unde. Nu facem. N-avem o sală unde să facem repetiții, doar prezentăm melodia, întrebăm câte strofe are, Toma știe ritmul, tonalitățile le fixăm de comun acord cu vocea pavelică și cu vocea cât permite ambitul subvocal, alegem o tonalitate convenabilă în care să cântăm lejer și să nu forțăm vocea și aici așa se, face. Aici se spune cuvântul și timpul. Adevăr că suntem care colaborăm din 97, așa, suntem care colaborăm din 2018, 2015, adică sunt niște ani care totuși ne-am întâlnit, acum știm fiecare cam și poate, adică dacă s-a uitat o dată la mine, am înțeles și vrea.
Sau dacă s-a uitat puiul la Grigori, așa și izbici și vorba. Nu trebuie să-i mai spui, doar să uitați, să înțeles. Din la primul tub, duci la al optelea. Fără să... Bine, ce se întâmplă după, nu vă povestesc. Nu, nicio problemă. După stăm la o masă undeva, am avut un scris de vin. După ce se uită urât la el, am zis. Da, după aia merge brici. Mergem pe armonii clasici, deci cadența perfectă. Tonică, subdominantă, dominantă, tonică. 1-4-5-1. Vestită și rămâne valabilă și nu ieșim niciodată să distonăm. În felul ăsta mai greșim, mai greșim, că așa e omenește. Avem un de apazon aici. Frumos. Avem un de apazon aici care niciodată nu e, sau dacă se întâmplă o dată așa, deci trebuie să întâmple eveniment, care ia tonul în permanență care ne trebuie. Și avându-l, vă dați seama că nu prea poți să greșești, dacă poți să urci, poți să cobori. La mijloc e ușor. Vorba domnului profesor. Mai terminăm câteodată și într-o cadență picardiană, de exemplu, dacă am cântat în mi minor și la urmă ultimul acord îl dă în mi major, parcă îi trezește un pic la realitate, altfel se uită și dă o altă culoare melodiei, rămâne lumea cu alte impresii la urmă. Când cânti numai de jale și numai minor și cu pleoapele închise și la urmă te trezești cu odată un acord major, gata, s-a schimbat toată factura. E ca dușul ăla cu apă rece, nu? Da, sigur. Când se închide apa cald, vine mare. Pavel, vrei să reciți o poezie? Nu voiam. Doar la... Dacă ne permite timpul. Păi vă permite timpul. Vreau să prestez serviciu artistic. Atunci, cu acordul domnilor voastre, să o zicem Marta Căprioare, care ne reprezintă. Da. Și poetul nostru, ca să nu uităm pe el. Sigur că da. Așa că îl rugăm pe domnul profesor să... Da. Mare drag să nu stau aproape de... Așa, să... Mai departe, să rugăm să ne... Așa, balada lui Ciprian Porumbescu, domn profesor, vă rugăm. Seceta a ucis orice boare de vânt. Soarele s-a topit și a curs pe pământ. A rămas cerul fierbinte și gol, ciuturile scot din fântână nămol. Peste păduri, tot mai des, focuri, dansează sălbatice, satanice jocuri. Mă iau după tata la deal printre târșuri, și brazii mă zgârie răi și uscați. Pornim amândoi vânătoarea de capre, vânătoarea foametei din munții Carpați. Setea mă năruie, fierbe pe piatră firul de apă prelins din cișmea. Tâmpla apasă pe umăr, pășesc ca pe o altă planetă, imensă, străină și grea. Așteptăm într-un loc unde încă mai sună din strunele lor linii zboarele. Când va scăpăta soarele, când va licări luna, aici vor veni în șirag să se adape una câte una căpioarele. Spun tati că mi sete și îmi face semn să tac. Amețitoare apă, ce limpede te clatini, mă simt legat prin sete de vietatea care va muri la ceas oprit de lege și de datini. Cu foșnet veștejii răsună valea, ce îngrozitoare înserare plutește în univers, pe zare curge sânge, și pieptul miroșu de parcă
Mâinile pline de sânge pe pieptul le-am șters. Ca pe un altar ard ferici cu flăcări vineții și stelele uimite clipire între ele. Vai cum doream să nu mai vii, să nu mai vii, frumoasă jertfă a pădurii mele. Ea se arătă săltând și se opri, privind în jur cu un fel de teamă, și nările-i subțiri înfiorară apa cu cercuri lunecoase de aramă. Sticlea în ochii umezi ceva nelămurit, știam că va muri și că o s-o doară. Mi se părea că retrăiesc un mit cu fata prefăcută în căprioară. De sus, lumina palidă lunară cernea pe blana-i caldă flori stinse de cireș. Vai, cum doream ca pentru întâia oară bătaia puștii tatii să dea greș. Dar văile vuiră, căzută în genunchi, își ridicase capul, îl clătină spre stele, îl prăvăli apoi, stârnind pe ape fugare roiuri negre de mărgele. O pasăre albastră zvâcnise dintre ramuri și viața căprioarei spre zările târzii zburase lin cu țipăt ca păsările toamna când lasă cuiburile sure și pustii. Împletecit m-am dus și am închis ochii umbroși, trist străjuiți de coarne, și am treserit tăcut și alb când tata mi-a șuierat cu bucurie: avem carne! Spun tati că mi-e sete și îmi face semn să beau. Amețitoarea apă, ce întunecat te clatin, mă simt legat prin sete de vietatea care a murit la ceas oprit de lege și de datini. Dar legea ni deșartă și străină când viața în noi cu greu se mai anină, iar datina și mila sunt deșarte când sorul mea e flămândă, bolnavă și pe moarte. Pe o nară pușca tatii scoate fum. Vai cum fără vânt aleargă frunzarele duium. Înalță tata foc înfricoșat. Vai cât de mult pădurea s-a schimbat. Din ierburi prind în mâini fără să știu un clopoțel cu clinchet argintiu. De pe frigare tata scoate în unghii inima căprioarei și rărunchii. Ce inimă, mi-i foame. Vreau să trăiesc și aș vrea. Tu, iartă-mă, fecioară, tu căprioara mea. Mi-i somn. Ce înalt e focul și codru, ce adânc. Plâng. Ce gândește tata? Mănânc și plâng. Mănânc. Mulțumesc. Da, Pavel, îți mulțumesc foarte mult. Este vorba pentru despre capodopera Nicolae Labiș, poezia Moartea Căprioarei, și chiar dacă n-ar fi scris altceva, ar fi fost suficient ca Nicolae Labiș să fi fost ceea ce este, de fapt, și ceea ce va fi întotdeauna. Domnilor, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră la Radio Suceava, emisiune audio-video. Sper că v-ați simțit foarte bine aici. A trecut timpul foarte repede. Împreună ați povestit așa de repede foarte multe lucruri și uite ce repede trece viața. Ia impresia că parcă acum aveam 20 de ani. Încă o dată, oameni buni, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la noi.
Vă dorim să aveți baftă, să ne vedem sănătoși și vreau să terminăm ultimul cuvânt, să-l aibă invitații, în primul rând cu o vorbă și apoi să ne cânte ceva în final. Vă mulțumim foarte frumos pentru invitație. Chiar noi spunem că suntem onorați iar că ne-ați chemat. Ne flatați. Mulțumim foarte mult. E și reciproca. Așa și chiar așteptăm cu drag să ne mai invitați și la evenimente mai... Da, am zis și o spunem și acum, iartă-mă că te-am întrebat, că nu uit ideea. Anul trecut, în decembrie, am reușit și am făcut împreună cu domnul profesor Crețu, am făcut un spectacol care să pună în valoare muzica de altădată care se cânta în restaurantele Sucevei. Acum, din județul Suceva, acum sperăm să reușim cu ajutorul dumneavoastră ca luna decembrie să punem în scenă, să puneți dumneavoastră în scenă, eu să mă ocup de partea managerială, să puneți în scenă un spectacol de muzică tradițională, de muzică și dans tradițională, care să aibă și pe fondul ei și Crăciunul la țară de altă dată. Asta vreau să spun eu, deși și e vorba de dacă suntem în perioada sărbătorilor, adică atunci aproape fiind și colindele și jocul caprei din Mălin. Da. Murătură. Da. Fără și murătură, dar la urmă. Da. Așa, da. Noi așteptăm să ne invitați. Și sperăm să vă... Dacă ajungem sănătoși, puteți fi siguri de asta. Treaba de asta care a spus dumneavoastră acum, chemându-ne aici și spunându-ne și din amintiri și din ofuri, eu o văd foarte benefică. Mulțumim. Umblând atâta timp, și colegii sunt martori. Te duci să stai 7 ore în soare, într-o căldură de tulburi la minte, bei niște apă opărită, așa și îți spune că, domnule, nu s-o auzi sunetul. Dar la de acasă spune așa, băi, vreau să vă văd și eu. Acolo. Vorbim de festivalurile care... Da, asta spun așa. Sau te duci undeva, tot la fel, te pregătești o jumătate de an, o lună, două, trei, dai un spectacol acolo și apare așa, 1, 2, 3 secunde și a trecut. Adică, nu știu, să știți că foarte mulți ca noi câteodată se simt descurajați. Nu pentru faptul că n-ajung pe sticlă, pentru faptul că, zic așa, că munca mea nu este prețuită nici măcar cât negru sub unghi, cum e expresia din popor. Ceea ce ați făcut dumneavoastră în seara s-a făcut foarte mult și pentru noi și pentru cei care vor să păstreze. Pentru că au și energie, dacă poate ajung și eu odată acolo să mă vadă și pe mine mama mea de acasă sau bunicul sau cine acolo. Mare dreptate aveți, nu referindu-mă că nu am făcut lucrurile, ați făcut dumneavoastră, că dacă nu eram eu, vă invitau alții și o să vă mai invite și alții. Asta nu e o chestie, să știți, pe luna martie, pe 25 martie, când și-a lansat fratele tău și prietenul meu, Tudor, și-a lansat cartea, dumneavoastră știți foarte bine, nu că e din Mălin sau că îl cunoaștem, este unul dintre cei mai mari tenori ai lumii în momentul de față. Lansându-și cartea, poate că am fost de vină și eu și părintele Petrică și alții, că n-am făcut suficientă reclamă evenimentului, lumea a văzut o carte, n-a fost prezentă suficientă lumea, am fost bolnav vreo 3-4 zile gândindu-mă că la evenimentul ăsta la care Tudor și-a lansat cartea, la care a cântat, nu a fost prezentă suficientă lume pe măsura talentului lui, pe măsura valorii pe care le reprezintă omul ăsta. Și nu o spun eu, că eu sunt nimeni, o spun... Nu s-a făcut reclamă mai dinainte. Nu s-a făcut, sau... da, și printre aceștia care au greșit, m-am numărat și eu, că trebuia să fiu mai implicat. El solicitându-mă să prezint, dragă doamne, evenimentul. Sperăm să nu se mai întâmple. Așa și domnul Barbă ne-a invitat de la Consiliul Județean. Spus că o să ne mai cheme la niște spectacole, să organizeze împreună cu noi, ba la Fălticeni, ba la Câmpul Lung, și la Humor sau la Suceava. Și n-am mai organizat. Așteptăm, poate, până îi se încheie mandatul, mai are timp. Mai are timp. Mai este o lună, domnul profesor. Păi mai are timp să ne mai cheme. M-am interesat eu, nu că de domnul. Dar pe urmă, dacă o să mai fie și în continuare. Poate va fi în altă funcție. Și cred că va fi. Poate are timp să ne cheme și până atunci sau după 27, să fim noi sănătoși, să
încheiem cu toate. A fi bucuros să ne cheame la un concurs serios. Așa au zis, da, ne-au promis că o să facem împreună, chiar cu Tudor, un spectacol. Păi mă duc acasă și nu mai pregătim. Asta nu se înțelege greșit, că eu am spus doar la concursurile care sunt. Iar celelalte manifestări care sunt acum, vine acolo e altă treabă. Acolo vine fiecare și arată și altul. Dar eu, mi se pare așa, în ultimul timp, așa zisele concursuri care sunt acolo, eu nu le văd concursuri. Ai 25 de speță, fiecare vine cu o speță. Câți piciloc ai ieșit? Pilocul 1. Câți ați fugit? Păi a fugit singur. Așa și aici. Bine. Contează mai puțin. Ba da. Igoana după diplomii, că toți prezintă și toți iau locul întâi. Și te face să devii, să cauți mai mult, să devii mai bun, să te îmbraci mai autentic, să te comporți mai autentic, să vorbești mai autentic. Asta te face. Eu așa văd. Așa văd. Dacă nu ești motivat de ceva, în armată, dacă băteai pas de filare bine, nu ai permisii. Nu era așa? Da. Asta e. Noi ne îndinăm sufletul. Nu, eu nu spun nimic. Eu uite, m-am dus într-o livadă, nu luna numai, în 2023-2022, cât. Și am cântat baladă și prea porumbesc. S-au dat vrăbile acompaniament, cineva m-a filmat și m-a dat pe YouTube-ul Marea Lumii. Scrii baladă și prea porumbesc, n-ai. Și apare acolo, într-o livadă frumos, s-au dat vrăbile când baladă. M-am dus în biserică, am cântat Ave Maria, pentru sufletul meu, m-a filmat acolo. Așa, mă duc. Acum am pus pe Facebook, iar o bucățică acolo, lângă un brad, încânt pentru mine, o rapsodie, încânt ora stacatul, încânt pentru mine, sub mine. Eu am spus-o pentru noi. Eu am spus-o pentru cei care vin. Cine vrea să cânte, să cânte. Mie nu-mi trebuie studios, mă duc să mă pui, să-mi facă din si, si bemol, să mă facă... Cânt eu! Nu mă înțeles. Sunt oameni care apreciază acei care cântă fără studio, fără amenajamente, fără nimic. Sunt de acord cu tine. Eu dacă văd un copilaș cu o tobă și cu un fluieraș cântă, e amândoi în momentul față, îi apreciez. Pentru că nu se duce în studio, știu ce înseamnă studio, ce înseamnă... Grigore, cum ai să-l mai vezi dacă nu se promovează? Da, mare dreptate aveți dumneavoastră când spuneți că și... Dau bani cu căreata pentru și. Că vă simțiți munca neapreciată. Pentru că din moment ce muncești și pui în valoare ceva, normal că îți dorești să fii și văzut de ceilalți. Apreciat sau nu, rămâne la latitudinea lor, dar să fii văzut. Să existe un contact auditiv, deci, în mod special. Dacă mai aveți câteva secunde, vă rog. Țin minte la Craiova, Pavel de lângă mine și pot să mă confirme sau să mă confirme. La un moment dat, după ce am fost acolo și am văzut anvergura la care se ridică festivalul ăla, așa, n-am să uit niciodată. Eram în spatele Teatrului Liric, nu? Și aveam obiceiul de anul nou. Aveam niște băieți tineri care jucau capra. Și la un moment dat s-au zis acolo, băi, hai să facem o repetiție. Vreau să nu ne facem direct acolo. Adică deja intrase simțul responsabilității în oamenii aia. Și era omul luat de pe ulița mare, din Rai, din Mălin, deci nu erau artiști. Dar s-au simțit datori să facă o repetiție, băi, nu ne facem direct aici. Eu asta aș vrea să vă, spiritul ăsta să-l văd ca pare. Al concurenții, băi, eu mai fac chiar o paranteză aici, dacă am fost atâția ani de zile, băi, ne întâlneam cu alte localități învecinate, la anumite festivaluri. Și spunea, venim Mălini, iar avem o problemă. Așa. Mai eram recunoscut prin cealaltă parte. Niciodată noi n-am mâncat unul singur, într-o parte. Noi puneam pe masă acolo și aveam mâncam toți la un loc, în permanență, așa a fost. Nu sau că ăla nu o lua, sau nu o conta. Unii aici ar vii și mâncăm toți sau facem o lucrură bună. Eram, adică ne simțeam atunci, la timpul ăla, eram o forță. Nu te ceai acolo să ia, deși îți făceai loc. O veni Mălini. Acum am mai scăzut o lecuță. În prea mare cine nu mai reprezenta. Da. Deci s-a și închegat grupul ăsta care suntem de față. Prin prestarele noastre, cu piscenă, festivaluri, concursuri, la un moment dat, parcă ni se simțeam și folosiți. Noi nu suntem amatori, cum a zis colegul, să urcăm pe scenă, să ne vedem. Avem o oarecare vârstă, suntem destul de maturi, dar facem cu drag ceea ce ne facem, place, da. Ne place. Noi ne transformăm, acum noi suntem transformați, nu mai suntem aia de acasă, suntem alți oameni. Așa, îmbrăcați, suntem alți oameni și oferim și altor, unii suntem chemați,
le transmitem mesajul, de asta suntem chemați și la evenimente, și la pensiuni, și... dar poate un mic regret așa că am fi și pe buni acolo la pe scenă să ne vadă lumea, să, cu o sală plină, vă dați seama. Da, noi ne mulțumim, ne-am retras în cochilia noastră, în club, în echipa în care suntem și da. Ne prestăm, nici nu ne nimic. Dăm înlături, Doamne nu ferește, ne plângem, deci nu ne la măsura în care și suntem mulțumiți pot așa. Eu, în care putem împreună, și dacă cu dorința dumneavoastră, cu aprobarea dumneavoastră, o să facem și ceva mai, și ceva mai vizibil de către, așa, pentru public, nu numai... nu numai evenimente, adică un eveniment mai de anvergură, așa cât de cât. Cu plăcere, noi... Terminați dumneavoastră cu muzica în fanfar, da? Cu muzica așa, ce doriți dumneavoastră, mai cântați ceva și cu ocazia asta ne luăm cu toții rămas buni de la cei care ne-au urmărit și de la cei care ne vor mai urmări, emisiunea putând fi accesată de acum înainte a la lung pe rețelele de socializare. Cântăm și ceva din comerț sau nu? Cântăm ceva din comerț sau nu? O să cântăm o melodie mai voiasă un pic. Asta e. Să terminăm așa, să ne înveselim. Și ai mai găsit un strop, măi. A venit
mai mult.